Dragilor, am ajuns din nou acasă la Nicușor, pe care l-ați putut cunoaște pe site-ul nostru Speranță pentru România. Sunt astăzi din nou acasă la el pentru că cu această ocazie aș vrea să vă mulțumim împreună pentru tot ajutorul dumneavoastră, pentru fiecare donație făcută pe site-ul nostru Speranță pentru România. În urma acelui video pe care l-am făcut ultima dată pentru Nicușor și cu el, foarte mulți dintre dumneavoastră ați fost cei care ați donat pentru el și suma de care el avea nevoie s-a strâns destul de repede. Și cu această sumă am reușit lună de lună să-l susținem pentru recuperările pe care el le face în Alba Iulia. De asemenea, în toată această perioadă a trecut prin niște momente destul de dificile, a fost la Timișoara cu probleme de inimă foarte grave și acolo l-am susținut cu tot ce a fost nevoie din punct de vedere financiar, iar apoi la Târgu Mureș a realizat orteze pentru picioare, de asemenea care au fost făcute și plătite cu ajutorul donațiilor dumneavoastră. Pe această cale, încă o dată vă mulțumim pentru ajutorul dumneavoastră, pentru donațiile dumneavoastră și faptul că sunt astăzi aici lângă Nicușor este o confirmare că donațiile dumneavoastră ajung lună de lună la el pentru tot ceea ce are nevoie. Și vreau să vă rog să fiți mai departe alături de el printr-o donație pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro, pentru că nevoile lui sunt permanente, recuperările face zilnic și sunt costisitoare plus medicamente și alte nevoi personale aferente bolii. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia!